Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din GeoGuessr pe care îl facem pe telefon și știm cum să-l facem de data asta. Astăzi jucăm cu hinturi pentru că m-am uitat la reclame și ne putem uita, dar eu vreau să ghicesc fără hinturi. Haideți să vedem unde ne aflăm. Stai că am văzut limba aici ceva. O să dau un hint. Nu știu. Cred că Olanda. Este în Olanda, cred. Nu direct. Da. Da, este în Olanda. Am consumat cam multe hinturi. Ceea ce nu-mi place. Olanda. Unde mă duc, mă? Stai să văd. Ia mă unde eram. Bine m-am ghicit. Perfect. Vorbim un pic mai tare ca să se audă la neighbor. Dacă aveți cumva televizoare nei, să se audă mai tare, de asta vorbesc un pic așa mai tare. Oh. Și ce se mai întâmplă? Ce, doamne? A, ok, am făcut. Trebuie să dau eu continuu. Începem. Runda 2. Să vedem unde ne aflăm. Camisiera Fina. În Italia. În Italia, dar trebuie să văd pe unde. Hinturile le-am terminat. Dar nu știu, să fim siguri că suntem în Italia. Aba, nu mai am. Aburrito, what? În Mexic. Da. Eu nu știu unde. Hai să... Adică, cred că burrito s-a inventat în Mexic. Acum, hai să dă. O să da... mă duc lângă capitală. Nu știu pe unde. Să mă duc la orașul acesta mare, Monterrey. Hai să dăm unde era. Și era chiar în Mexico, era în Mexico City, da, dacă mă uitam după capitală, poate o ghiceam. Următoarea rundă, să vedem unde suntem acum. Bedroom, scrie ceva cu bedroom, poate să fie în USA. Dacă îmi dau seama după blocuri, sunt foarte înalte, suntem 100% în USA. Nu, ce, cum se cheamă banca asta, sau ce asta? Nairobi Fashion Mall. Nu mai joc cu hinturi eu. Suntem într-un oraș mare, nu știu unde să pun că suntem. Oamenii sunt negri și așa că nu cred că... Pa, da, suntem în USA sau în Australia? A, o să dau un hint. A, nu suntem în Australia. Suntem în Burundi. Adică sper că este acolo, da. Nu știu unde e țara aia, așa că o să pun asta. O să pun în Africa. A, era Kenya. Și eu cred că am luat ultimul loc. Nu trebuie, nu mai joc cu hintru, gata. Ok, Remax. Pode ser ohiori istoria. Nu știu limba, dar poate avea mini mercado. Rutas e vegetais. Suntem în Spania. Ambulancia, da. Emergia. O să... da, nu știu dacă Spania sau Portugalia. În Portugalia, dar de ce tot au hinturi? Tot au hinturi, de ce dau hinturi? Bă, mi-apar în față hinturile astea, bă, și nu prea pot să fac nimic. Și eu, mamă, fix în Lisabona era și fix în Lisabona am dat. Sunt foarte pro. Final round. Să vedem, fără hinturi, promit. Dar de fapt că e final round. Nu știu dacă să dau cu hinturi sau nu. Hai să vedem. Cred că suntem în Italia. Ca așa mi s-a părut. Să văd la număr I. Ia avem o
HD, da, bă, what, am ghicit. Asicurazioni, suntem în Italia. Adică, uitați, se cheamă aceste magazine. Hai să vedem. O să pun că suntem în Italia. Cred că am și scor bun. Nu mai aia de la cu Kenya am greșit, dar n-am. Să pun aici. Chiar sunt curios. Să pună și băieții grei calculatoarele alea. Cap de calculator. Da, bă, uitați că am ghicit, vedeți? Și foarte aproape, exact acolo unde eram pus. Deci sunt prea bun, frate, la acest joc. Ok, deci am câștigat, revenim cu un match mult mai greu. Ok, avem game-ul 3, rundele sunt un pic mai grele. Vedem acum. Auleu, nu știu limba asta. Acum o să jucăm cu hinturi. Încercăm să mergem pe aici. Să avem voie doar cu un hint. Da, m-a ajutat foarte mult. Tot nu-mi dau seama unde sunt. Cred că în Japonia. Mai dau pe unul. Aoleu, mâncarea asta și nu știu din ce țară e. Cred că Mongolia. E un ford. Sunt niște clădiri înalte. Construcțion. Nu știu. O să folosim și atâta hint și este un turn pe care nu recunosc. Și eu spun că suntem în Mongolia. Am consumat hinter, frate, și nu aș vrea. Deci chiar vreau să văd unde eram. Oricum suntem în Asia, dar vreau să văd unde. Și eram în Thailanda. Chiar îmi venea să pun, dar na. M-au bătut băieții ăștia, cap de nei. Cap de Sony, hai, vedem, suntem în România. România! Doar cu spatele pot să merg. Suntem pe un drum pietruit. Bă, cred că suntem în România. A, nu știu, nu cred că e așa frumos în România. Avem ceva cu metrou și scrie aici Eiran Saira Ejra Sucus. Dăm un hint. Mai dăm al doilea. Cred că suntem în Finlanda sau în Norvegia. Nu mai dau și al treilea hint. Da, e greu, frate, e și rundă, e așa că-l dau. Bă, dar ce, frate? Am zis. Hai că promit că următoarea rundă nu mai dau. Eram și în sud, da. Vă promit că următoarea rundă nu mai dau, dar am spus că suntem în Finlanda și oricum pe Finlanda mă duceam. Hai să vedem acum unde ne aflăm. Uite un semn. Poate dacă mă duc. 5? A. Kundi Park. Au, scrie și acolo în față mai multe chestii. Ce, doamne? Tramvai. Antea. Poate are legătură cu Atena. Suntem în Grecia. Deci doar cu un hint. Cu primele două hinturi am voie. Hai că nu cred că suntem în Grecia, dar mai dau ultimul. Bă, dar ce, tot dau hinturi, bă! Eram și foarte aproape, bă. Deci promit eu că următoarea chiar va ringe. Deci dacă dau hint la asta, să vă dezabonați. Și dacă puneam în Grecia, cred că eram mai aproape de unde am pus eu, dar măcar n-am pus în Bosnia, ca acel nei. Acel om cu cap de nei. Cum să ai televizorul nei? Adică trebuie să fii foarte șmecher ca să ai televizorul nei. Următoare, hai. Autoelectrica. Injecție electronică. Cred că toți suntem în Spania sau în Italia. Primul hint avem, am spus, suntem în Brazilia. Nu știu pe unde dacă a spus. Supun că suntem în São Paulo. Aoleu, uite unde eram, eram Rio de Janeiro. Eram São Paulo, dar eu am pus în State of Para. Credeam că sunt de la São Paulo, dar n-am. Nu contează, măcar am pus în Brazilia, nu ca... tot eu am luat ultimul loc. Mă cam bat acești oameni cu cap de nei. Ok, scrie Einfalt. Cred că suntem într-o țară nordică, dar deci scrie în trei limbi.
Hai să vedem. Da, suntem într-o țară nordică, o să... A, .is, .is, suntem în Islanda. Prea bun sunt, că am văzut domeniul. O să dau undeva unde nu-i cu gheață. Unde se... Uite, aici, în capitală. Să vedem. Bo, și bă, what? Fix aici eu, bă, what? Care a fost leaderboard-ul? Se pare că n-am luat niciun loc, dar nu contează. Give it another go and beat this boss. Revenim cu încă un match. Pentru că jucăm trei meciuri, venim cu unul foarte greu. Începem runda foarte grea, jucăm cu unul care este 200 global, deci să vă dați seama. Cu ăla ne-o dat. Hai să vedem primul loc în care ne aflăm. Sunt foarte multe mașini parcate și motocicliști. Disney în Asia, pentru că doar acolo se merge cu motocicleta, aproape că pe omul ăsta cu bicicleta. Și avem ceva aici scris, doar că nu prea vezi. High school, if you didn't have... A, da, scrie în engleză, poate, cred că suntem în Australia, nu știu. Se duce timpul aici, sunt negri, să dau că suntem în India. Că se vede. Chiar vreau să văd. Uitați unde eram, băieți. Și am pus India și am dat locul 7. Eram în coasta de Fildeș. Și se pare că n-am ghicit, dar sperăm că la următoare o să ghicim. Măcar am supraviețuit, adică n-am luat ultimul loc. Nu trebuie să luăm. Iarăși suntem în mijlocul câmpului și se așteaptă să ghicesc. Dar am auzit că trebuie să te duci unde te pune cu fața, pentru că te duci în spate nu rezolvi nimic. Știu. Nu știu, băieții, nici n-am hinturi aici, nici n-am hinturi. Ghiciți voi, na. După drum trebuie să ghiciți. Cred că suntem în Asia, frate, că e câmp, așa. Suntem pe aici. Uite pe aici, adaug. Scopul este să nu luăm ultimul loc. Dacă luăm ultimul loc, ne-am dus. Și dați-mi challenge-uri cu ce să fac, adică putem face GeoGuessr, dar dacă văd culoarea albastru se închide și unde eram? Bă, am luat ultimul loc, bă. Dar măcar m-am calificat pentru că n-am luat ultimul loc data trecută. Și acum o ghicit, bă, așa de bine, băieți ăștia. Sunt prea pro, frate. Asta de pe locul 1 cu pălărie. Omul 600 global. Iar sunt... Ia că poate văd ceva. Nu știu ce indiciu au văzut ăia. Hai să văd ce scrie acolo. Trebuie să dăm zoom 1 miliard. Și trebuie să văd acolo. Un steag. Nu înțeleg ce scrie și nu știu steagul ăla. Suntem în Africa, oricum. Adică, ce cu casa asta, frate? Unii oameni locuiesc în casa aia. Uite, omul ăla a ieșit. Mașină. Da, a, suntem în ceva canion. Trebuie să găsim. Suntem aproape, nu știu unde să pun, dar știu că suntem în Africa. Dar putem fi și în USA, dar nu știu ce țară din Africa are așa model de munți. Spun repede ceva. Pun pe aici. Mi-a pus, nu? Păi nici nu mi-a pus, bă, și eram în Africa de Sus și eram mai aproape ca ăla. S-a terminat aici meciul, îmi pare rău, băieții. Să tragem beșina în acei televizori și închidem episodul, dar vreau să vă arăt ceva înainte să închidem. Vom face acest quiz. Și o să facem, o să, la următorul o să vă dau voi să facem. Famous people. Ok, quiz time. Care este numele la acest băiat? Marin Sabatini.
sau Zelenski. Zelenski, foarte bine. Haideți să mergem la următoarea rundă. Sper să audă, să audă cei cu ei. Câți prim-ministri au avut United Kingdom? 2. O zis Rog Veleu. N-am știut. Ok, următoarea întrebare. Câți ani au trăit Regina Elisabeta pe tron? 70. Bine, foarte bine, eu știu aici. Quiz time. Putem juca și din orice an, din zici orice an de pe planetă. Mamă, în India, Durpandi Murmuru, Under 50 years? Nu știu. Trib? E din Trib, omul e din Trib și e la președinte. Ceva event aici. Event. Un eveniment al întregii lumii. Ce țară a ținut Jocurile Olimpice de vară, dar nu apar opțiunile? E ceva bug aici. Ajucăm o dată. Că s-a întâmplat un bug. Revin la aceeași întrebare. Deci trebuie să le arătăm pe mapă, ok, dar nu mi-apare. Bun. Deci care țară a dat host la Jocurile Olimpice de vară? Nu știu. Vară. Joc. Nu știu. Bun, o să... Da. Bunica! Unde s-o ținut Jocurile Olimpice de vară? În China, nu? Da. N-ai că pun în China. Sper să pun bun. Bine, în China a fost. Hai că bun. Următoarea. Hai să vedem. Filmăm de 16 minute. În afară de Suedia, ce țară a mai dat join la NATO în 2022? Eu zic Ucraina. Adică vrea să intre. Mă bășesc, era Finlanda. Puchi, frate, ce doamne vrea să intre Puchi în NATO? Adică stă bine acolo, cine e atacă? În care a fost climatul GOP? Dar nu știu climat. Climate change, o să pun în Greenland, pentru că e cu, era Egipt, nu, chiar nu știam asta, iarăși. Care țară a câștigat la Eurovision? Cine a câștigat Eurovision? Să pună Turcia cu muzica Schidi Dop. Dar nu pun aia, frate, că e prea tare. O să pun Spania. Era Ucraina, what? Cum ai cântat, oamenii, era un război. Ok, deci dacă nu le știu, deci sunt două răspunsuri. Dacă nu le știu, am 50% șansă să le iau. Ce e COVID-19? Este un virus. Știu asta. Am 50% șanse să zic bine dacă nu le știu. Hai să vedem. Nu știu. Asta. Bine, le știu. Vedeți, sunt prea bun la aceste întrebări. Quiz time. O să ne oprim la întrebări. Yes. Poftim? Da, în Ucraina au câștigat. Ucraina au câștigat. O venit la război și o jucat. Da, gata, liniște, pam. Hai să vedem. S-a buguit și quiz time, așa că pot să închid acest episod. În sfârșit, vă rugăm dați like dacă aveți nei. Dacă nu aveți nei, nu vă cumpărați-vă. Dacă aveți nei, dați like în momentul ăsta. Nei? Cum să... Bunica nu știe ce este nei. Așa că lăsați în comentariu sau sunați-o la... Care? La 0737760721. Hai la revedere, uitați câte quizuri avem aici, putem să jucăm pe tura, pe, ziceți, orice quiz de aici, cu țări, cu toate chestiile și putem crea din 1980. La revedere, dați like la Nicu Mirs! Asta e că n-am